Omul de afaceri Ion Țiriac oferă un apartament drept recompensă celor care ajută la arestarea unor escroci online care s-au folosit de numele familiei sale. Fiul lui Ion Țiriac a anunțat printr-o postare pe contul său de Instagram un mesaj prin care transmite cum poți intra în posesia unui apartament oferit chiar de către el. Conform știri fresh24.ro, Ion Alexandru a postat pe Instagram un mesaj în care transmite că oferă un apartament celui care îl ajută să îi prindă pe escroci online, care se folosesc de numele familiei lui. Fiul lui Ion Țiriac a susținut că, în total, românii au fost păgubiți cu 5 milioane de euro. Indivizii necunoscuți s-au folosit de numele și de imaginea familiei Țiriac, cunoscută ca fiind foarte potentă financiar. Vine în atenția oamenilor de bună credință care au crezut niște zvonuri, cum că familia Țiriac a investit în această platformă. Niciodată nu s-a pus problema de o asemenea investiție. Nu știm și nu am auzit de acești oameni care se folosesc de numele și de imaginea noastră. Oferim un apartament aceluia care ne ajută la arestarea lor. De asemenea, rugăm DNA-ul și celelalte structuri ale statului să se sesizeze și să vină în ajutorul oamenilor păgubiți. Vă mulțumim, a precizat Alexandru Ion Țiriac pe pagina sa de Instagram. Fiul miliardarului Ion Țiriac își dorește cu ardoare să afle numele celui sau celor care se folosesc de numele familiei lor într-o afacere reclamată ca fiind țeapă. Acesta spune că o companie din România se folosește de numele lui Țiriac pentru a face afaceri cu monede cripto și mai mult decât atât, susține că miliardarul este implicat în business. Platforma cu pricina se numește Coinbank și se leagă de numele lui Ion Țiriac pentru reclamă, susținând că acesta a investit peste 15 milioane de dolari într-o nouă platformă de tranzacționare pentru a-i face pe români mai bogați, relatează știri fresh24.ro.